Coaliția de Guvernare a Nedreptății renunță și astăzi și pe viitor la votul românilor, pentru că nu poate să treacă nevăzut ce faceți astăzi. Puneți din nou politicienii pe primul loc. În România, dacă ești student și copiezi, ești dat afară de la curs sau exmatriculat. Dacă ești ministru educației plagiator, rămâi în fruntea ministerului. În România, dacă ești părinte de elev în sat care vrea să meargă la liceu cu bursa tăiată de același ministru, dacă n-ai banii pentru transportul ăsta plătit privat, trebuie să-ți amintești că din banii ăia o să fie plătite majorări la vicepreședinții de consilii județene, la președinții de consilii județene. Într-o țară în care unul din trei angajați are salariu minim pe economie, duce acasă un pic peste 1500 de ron, astăzi ce ați votat în Comisia de Muncă și ce votați în plen, sunt măriri de 1700 de ron, 1900 de ron, doar pentru cei care sunt deja în frunte la salarizare. Este foarte important să spunem clar aici că noi nu ne opunem la actualizarea din salarizarea unitară, la fel cum știm foarte bine că sunt salarii mici în mediul public care trebuie crescute, de exemplu în educație. Dar oricând, chiar și astăzi, salariile care au nevoie să fie crescute pentru că sunt prea mici, pot fi crescute fără acest amendament. Ce crește și astăzi sunt salariile demnitarilor și al celor care au deja foarte mari salarii mediu public din taxe plătite de angajații din privați, unde unul din trei duc acasă salariu minim. Este o coaliție a nedreptății și în același timp ignorați soluțiile corecte pe care le-am propus noi de-a lungul timpului, inclusiv diminuarea taxării muncii.